Tina! Ciudat că mama nu este nicăieri. La ora asta, ea de obicei e la bucătărie. Poate a plecat undeva. Ciudat că a plecat și nu i-a zis nimic. Da, nu seamănă cu ea. Priviți! Ce e asta? Poate a vrut să coacă ceva. Nu vă par ciudate? Urmele pe făină. Poate sunt urmele lui Monica? O, ce faceți? Eu sunt aici! Noi nu pe tine te-am căutat, dar pe mama. Asta eu am împrăștiat făina. De ce, mă rog? Nu e casa ta. Ba nu, e a mea. Cum adică? Cine e cel mai important? Acelui casa îi aparține. Dar voi o să faceți tot ce o să vă poruncesc eu. Îmi pare că exagerez. Unde e mama? Crezi că eu știu unde e mama voastră? Nu te preface că nu știi. Bine, deci. Mergeți după mine. Mama e la mine, în mâini bune. Și să fiu sinceră, să o fur a fost mai ușor decât credeam. Deci, tu ai furat-o pe mama. Credeam că ești mai deșteaptă decât de fapt. Întoarce-mi dar pe mama! Ha, ha, ha! Dragilor, nu cumva v-ați gândit că regulile jocului le dictați voi? Ce fel de joc? Jocul pe care îl conduc eu. Și dacă vreți să o vedeți cândva pe mama, atunci trebuie să faceți tot ce vă zic eu. Simplu. Nebunie! E glumă doar? Plecăm de aici. Pa! Nebunie! Cum poate un copil să fure un adult? În ea mai multă răutate decât la noi toți, luați la un loc. Mama deseori se comportă ca un copil. Nu mă mir că au furat-o cineva. După cum înțeleg, voi nu vreți să o întoarceți pe mama. Nu te credem. Demonstrează că tu ai furat-o pe Ina. Și ce dacă vă demonstrez? Atunci poruncile mele vor fi și mai severe. Nu ne vei uimi cu nimic. Crede-mă. Sper că ei vor face tot ce trebuie pentru asta. E adevărat? Tu ai auzit totul, Sara. Mama speră că voi o să faceți totul pentru a o elibera. Ce trebuie să facem? Suntem gata să facem orice. Spune, ce porunci ai? Jocul a început și credeți-mă, o să-l țineți minte toată viața. Să nu pierdem timpul, să trecem la treabă. Și ce o să facem noi aici? Și de ce ține ea furtunul la mână? Eu cred că deja mi-am dat seama, e răzbunare. Acum o să vă răcuriți un pic și cu cât mai mult o să rezistați, cu atât mai mult o iubiți pe mama. Să vezi, mămică, ce facem pentru tine. De parcă sunt la zoo și mă uit la maimuțe. Sunteți amuzanți! Eu deja am înțeles că în jocul acesta nu va fi nimic plăcut. Nu știu ce e acolo, dar miroase urât. Să mâncați ceva grețos e mult prea ușor. Dar să ghiciți ceea ce mâncați cu ochii acoperiți e mai interesant.
Da, nu m-aș mira ca ea să ne pună să lingem liceul. Eu, în locul tău, nu aș veni cu idei. Să începem! Cine va fi primul? Nu eu! Bine, dar prima va fi Sofia! Exact ca la școală. Cine merge la tablă? Sofia, sigur! Hai! Mușcă și ghicește ce e! Gustă, o iubești pe mama? Vrei să o vezi? Puh, ce măgrețos! Răspunsul este greșit! Pentru fiecare răspuns incorrect, gustăm încă o dată! E ceapă cu ciocolată! Crezi că e ciocolată? Dar stomacilul lui Mimi nu e de acord cu tine! Bine, bine, e ciocolată! Acum e rândul lui Alex și a Sarei! Începem! Nu e rău! Sunt de acord! E înghețată cu maioneză! Mă nervați! Chiar ți-a plăcut? Nu, dar am vrut să o înnervez. Dar mie mi-a plăcut. Acum o să fiți robii mei. Clasic. Ascultați. Tu, Alex, o să mergi și o să-mi aduci ceva de băut și ceva dulce. Dar tu, Sara, o să vii aici și o să-mi faci vânt, deoarece cam e cald. Dar eu ce să fac? Dar tu îmi vei ține telefonul și vei răsfoi TikTok-ul în timp ce eu mă uit la video. Niciodată n-am crezut că voi fi rob. Da, viața noastră a luat-o sigur pe calea greșită. Răsfăiește un pic mai repede. Da, Maria voastră. Bine, Maria voastră. Ceilalți
merg la pachet. De ce mă rog? Mă enervează faptul că totul vine ușor la tine, vloggerul preferat al multora. Toți te urmăresc deoarece ești frumoasă. Nu mai zi. Nu e adevărat. Toți urmăresc pe Sofia deoarece ea mult muncește. Și apropo, nu singură. Noi tot muncim cu ea. Eu nu sunt mai puțin cunoscută. Eu am părerea mea referitor la asta. Ultima poruncă. În sfârșit. Dar ea va fi doar pentru Sofia. Ce poruncă? Dacă vrei să o întorci pe mama, atunci alege între mama și să fii populară în top. Ce poruncă prostească? Sigur Sofia o va alege pe mama. Atunci nu-i va fi greu să se tundă scurt și să-și radă sprâncenele. Ce? Pentru ce? Iată și o să vedem dacă te iubesc urmăritorii. Pe Sofia o vor iubi chiar și fără sprâncene. Asta și vom afla. Ce să fac? Nu știu, dar trebuie să o întoarcem pe mama. Sunt gata! Poftim! Sofia, nu! Nu am de ales! Ups! Mama, ce faci aici? Trebuie să fii în captivitate! Ce? Unde? Ați înnebunit? Cum adică? Doar ea te-a furat! Cine? Te-ai mințit? Degeaba ne-am chinuit toată ziua? Scuzați! Scuzați? Eu mai părul nu mi-am tăiat! Nu plânge! Nu te-aș fi lăsat! A fost doar o glumă! Nu mai pot! Mi-e milă de ei! Poate ei le zicem adevărul! Nu am înțeles! Ce să ziceți? Bine, tu i-ai învățat de ajuns. Ce? Tu ești implicată cumva? Da. Voi des vă comportați urât. Mereu vă plângeți că vă plictisiți. Nu vă imaginați cât de greu îmi este. De asta și-am rugat-o pe Monica să mă ajute. Deci ea nu e rea și nu e ruda noastră? Nu, e fiica colegii mele de la serviciu. Scuzați-mă, voi sunteți foarte bravo! Eu am vrut să mă prietenesc cu voi! Am jucat doar un rol, a fost un prank! Mama, iartă-ne! Acum am înțeles cât de greu ți este câteodată cu noi! Scuze că facem mereu dezordine! O să spăl mereu vesela! Și o să facem curățenie! Și temele o să le facem! Bine, mă bucur că v-ați distrat! Distrat? Veniți aici să vă cuprind pe toți!